concert caritabil în această seară la Ateneul Român. E deja o tradiție de ziua regelui Mihai I, care ar fi împlinit pe 25 octombrie 102 ani. Prin acest eveniment, Fundația Regală Margareta a României strânge fonduri pentru susținerea tinerilor artiști. Din 2009, peste 400 de burse au fost oferite celor care studiază muzica clasică și arte vizuale în licee și universități din România. Mulți dintre tinerii bursieri cântă astăzi pe marile scene ale lumii. Trebuie să dăm speranță, trebuie să le dăm o viață bună, dacă putem, și mai mult o șansă, cred că asta e cel mai important. Căutăm banii, mentor, tot felul de ajutoare pentru acest tineri. Deci este important să nu pierdem speranța și să ne scrie, că noi putem să răspundem. Și dacă putem crește numărul de burse, ar fi minunat.